Hai, noroc, eu sunt Cerceru și v-am promis că mi-ți scup. Aici, Nico. Am o veste foarte proastă pentru voi. Acum, contul lui Alex este în mâinile mele. Și dacă nu dați chiar acum subscribe la canalul meu, nu o să mai vedeți povești făcute de el. Ba chiar, dacă nu vă abonați imediat la canalul meu, o să vă fur și vouă conturile. Ce, nu mă credeți în stare? Voi nu știți cu cine vorbiți aici. Adică eu am furat un căricior de la Lidl și m-am dus cu el la McDrive ca să-mi iau un McCombo cu încă 3 prieteni. Și voi credeți că nu sunt în stare să vă fur contul? Și nu glumesc. Acum 3 ani am furat un căricior de la Lidl și am fost la McDrive cu el. Dar ca să înțelegeți, hai să începem de la început. Dar prima de toate, abonați-vă la canalul meu. Aveți link-ul în descriere și în primul comentariu fixat. Și nu uitați, soarta canalului lui Alex este în mâinile voastre. Dar acum, hai să începem cu povestea. Păi acum 3 ani, eu și cu un prieten, Job, eram la ora de franceză. Bine, nu eram chiar la ora de franceză și mai degrabă la o cafea în timpul orei de franceză. Dar până la urmă știți cum se zice, intenția contează. Pentru că noi inițial am vrut să mergem la ora de franceză, dar nu este vina noastră că fix lângă școală este o cafenea. În fine, ați înțeles ideea. Iar cum savuram eu acolo cafea liniștit, vine Ciob cu o propunere. Băi, de mâine începe bâlciu în oraș, hai să mergem și noi. Na, nu știu ce să zic, nu prea am chef. Mai degrabă aș baga un LOL mâine seară. Bă, dar lasă LOL-ul. Chiar apropo, vine și Daria, colega aceea ta de care îți place foarte mult. Serios, vine și ea? A, păi stai, am uitat că mi s-a stricat PC-ul. A, păcat, și voiam să mă joc LOL. Da, păi atunci vin și eu mâine seara cu voi. Bă, dar ce bulangiu ești. Dacă te chem eu, nu vii. Dacă vine și ea, gata, schimb planul. Ba nu, ți-am zis, nu vin pentru ea, vin pentru că mi s-a stricat PC-ul și mă plictisesc acasă. Nico, am înțeles că te-a lovit Cupidon, dar tu nici măcar nu ai PC. Ai un laptop care ai venit ieri ca să faci prezentarea la informatică și îți mergea. În fine, lasă, nu mai contează, am zis că vin, aia e, nu contează motivul. Și uite așa, a doua zi vine Ciob să-mi ia de acasă cu scuterul lui din 2005, care mergea pe bază de ulei și înjurături. Din nou nu merge răbla asta, băga. Pornește, mă urc frumos pe scuter și hai de la drum. Asta reține un mic detaliu. Ciob are niște mici probleme cu vederea și poartă lentile de contact. Fără ele, vede la fel lumina ca o cârtiță, adică aproape nimica. Ok, unde am rămas? Ah, da. Ne-am pornit de la mine și în jumătate de oră am ajuns la destinație. După aceea eram să mor de minim 10 ori, pentru că Ciob conducea ca nebunul, de parcă avea nouă viață ca pisica. Conducea de parcă avea un totem de imortalitate ca pe Minecraft, pentru că depășea mașinile de zici că era în Formula 1. De curbe nici nu mai zic. Îmi era frică să nu mă trezesc la concertul lui Michael Jackson după fiecare curbă pe care o lua. Dar până la urmă am ajuns cât de cât întregi la destinație. Și ne-am întâlnit cu doi prieteni de lui. Salut, da, greu mai veniți. Na, păi ce să fac eu dacă scuterul lui merge doar cum bate vântul din spate? Bă, nu mă enerva că poate merge acasă pe jos. O, stai măi, ce te îmbalezi așa, că doar glumeam. Oricum, unde mergem să ne tragem? Eu zic să începem cu ceva mai soft, hai să mergem în extrem. Bă, dar nu fi fetiță, hai să facem totul mai interesant. Hai să ne dăm un booster. Ești nebun? Ție ți este frică să te duci la baie singur noaptea și tu vrei să dai un booster? Ca să înțelegeți, booster este un joc înalt cam 50 de metri, care te dă cu capul în jos, chiar de câteva ori bune. Și acest joc face pe mulți să leșine. Ba, din câte știu eu, a fost și interzis, pentru că era prea periculos. Nico, sincer și eu m-aș da. Ce poate să se întâmple de rău? Păi, hai să vedem. Cât pui pare eu că o să leșin? Taci, că nu leșin. Nu ai tu tupeu să te dai și zici că o să leșin eu, numai ca să nu te dai tu. Ce ai zis, că n-am tupeu? Bine, atunci, hai în booster. Perfect, așa te vreau. Ajungem noi frumos la joc și luăm bilete. Iar între ce așteptam noi acolo la coadă, ca să urcăm, mă uitam cum să-l vârte boosterul. Și deja mă gândeam. Cine naiba mi-a pus să iau bilet ca să mă dau aici? Dar ce puteam să mai fac? Deja luasem biletele. Și dacă plecam, eram considerat de toți un laș. Dar cum stăteam eu acolo și mă gândeam cum pot să fac să fug prima de acolo, aud paznicul de acolo care se ocupa cu cei care vor să tragă, urlând. Haide, următorii patru! Când am auzit vocea, mi s-a congelat sângele în vene. Dar atunci ce puteam să mai fac? M-am urcat și aia e. Dumnezeu cu mila. Pot să zic sincer că nu a fost chiar atât de rău cum ziceau mulți. Bine, nu putem spune același lucru și despre Ciob, pentru că îi săriseră lentilele de pe ochi. Nu mă întrebați cum, că nici eu nu pot să-mi dau seama. Dar niciunul dintre cei doi prieteni ai lui Ciob nu o ducea prea bine, pentru că era verde la față și abia se mai ținea pe picioare. Mergea de parcă băuse două sticle de vodka. Băi, ești bine? Ce mai m-am opus să mă dau aici? Nu sunt bine, nu știu de ce m-am dus aici, de ce m-am dat în jocul ăsta? Vrei să mă duc eu și cu Ciob până la Lidl să-ți luăm ceva ca să mănânci? Poate să revii? Da, chiar vă rog, că simt că mor aici. Bine, Ciob, hai să mergem. Ajungem noi acolo și dăm să intrăm în magazin. Dar ce să vezi, era închis. Mă uit la ceas și era 12:30. Ce facem, că este închis? Stai, am o idee. Hai la Mac, că oricum și mie mi-este puțin foame.
Dar bravo, la ora asta este deschis doar McDrive-ul. Și noi n-avem mașini. Și cu scooterul nu putem merge, pentru că nu o să încăpem niciodată toți pe un singur scooter. Iar tu nu-ți poți conduce scooterul tău pentru că s-au căzut lentilele și nu vezi nimica. Și cum i-explicam eu că nu putem merge la McDrive, văd că Job se uită la un căricior. Băi, ce-ar fi dacă luăm căriciorul ăsta și mergem la McDrive cu el? Că oricum nu-i prea departe. Iar eu, băiat matur și cu capul pe umeri, zic: da, băi, ce idee genială, hai să mergem. Și uite așa, am cior din noi un căricior de la Lidl cu intenția de a merge la McDrive. Mă urc eu frumos în căricior și Job funcționează post de motor. Și am luat-o spre prietenii care ne așteptau la bâlci. Ce faceți? Se simte mai bine? Da, și-a revenit, dar voi ce faceți cu căriciorul ăla? Păi stați să vedeți ce idee genială ne-a venit. Hai să mergem la McDrive cu el. Iar ei, tot oameni maturi și capul pe umeri, zic: da, normal, ce idee genială, hai! Și nu doar că ne îndreptam spre Mac cu un căricior, dar am și ieșit pe stradă cu el. Treceau mașinile pe lângă noi ca rachetele. Sunt sigur că ne-au umplut frigiderul de înjurături toți șoferii care treceau pe lângă noi, pentru că ei nu ne vedeau până în ultima clipă, pentru că n-aveam nimic reflectorizant pe noi și practic eram invisibili în întunericul din jur. Iar eu deja mă imaginam la știrile de la ora 10. Știre de ultimă oră. Un autovehicul a lovit un căricior împins de 4 copii, care se deplasa neregulamentar pe carosabil. Avem aici prezent unul din cei 4 copii, care o să ne spună mai multe detalii despre accident. Bună seara, păi uite, era miezul nopții și jumătate, iar toate magazinele erau închise. Doar că stomacul nostru ne urla de foame și ne-am gândit că este o idee bună să mergem la McDrive, că până la urmă este tot un vehicul cu 4 roți. Doar că între ce mergeam pe stradă, o mașină ne împinse la spate. Dar nu s-a întâmplat asta, pentru că până la urmă am ajuns întregi la destinație. Și ne-am pus să așteptăm la coadă, să nu mai zic că toți se uitau super ciudat la noi. Ba chiar unul dintr-o mașină a început să ne și filmeze. Da, nu glumesc, chiar cineva ne filma. În fine, până la urmă ne-a venit și nouă rândul să comandăm. Doar că a fost o mică problemă. Cum adică nu puteți să ne luați comanda? Păi domnule, la McDrive se vinde cu un vehicul, nu cu un căricior. Păi n-are și asta 4 roți cu o mașină? Da, dar nu funcționează chiar așa, trebuie să fii ori în mașină, ori într-o motocicletă sau într-un scooter. Păi da, unde scrie că trebuie să venim în mașină sau în scooter? Nu scrie că trebuie să venim într-un vehicul. Maricico, vezi că sunt 4 proști care au venit într-un căricior de la Lidl aici. Ce fac cu ei? Iau comanda sau nu? Până la urmă au văzut și angajații de acolo nivelul nostru de retard și ne-au lăsat să comandăm. Doar că în momentul ăla ne-au pălit foamea și ne-au luat câte 2 meniuri mari de cap. De zici că n-am mai mâncat de o săptămână întreagă. Bă, eu v-am zis să nu luăm câte 2 meniuri mari de cap, acum mă doare burtele, nu mai pot. Da, ai dreptate, a fost cea mai proastă idee să luăm câte 2 meniuri mari. Toate ca toate, dar ne-au rămas 4 pare de cola, ce facem cu ele? Bă, am eu o idee. Surprinde-mă. Păi hai să vărsăm toată cola la rădăcinile unui copac. Pentru că până la urmă, cola este făcută din apă și zahăr. Și apa și zahărul sunt bune pentru plante. Da, băi, nu zici rău. De mâncat am mâncat, dar acum hai să ne întoarcem înapoi la scutere, să mergem acasă. Și uite așa, ne-am pornit înapoi spre scutere. Iar cum mergeam noi cu căriciorul pe stradă, elegant, cât de cât, trece pe lângă noi un echipaj de poliție. Băi, a trecut un echipaj de poliție lângă noi, ce facem? Dacă vine după noi. Ce să facem? Nu facem nimic, oricum nu se întoarce după noi. Băieți? Da, ai dreptate, nu cred că se întoarce după noi. Băieți? Dar totuși dacă se întorc... Băieți, se întorc acum în mijlocul străzii și vin fix spre noi. Vai leu, aruncă căriciorul în șanț și hai să fugim. Acum! Aruncă Ciob căriciorul în șanț și începem să fugim când ne țin plămânii. Și ne oprim abia câteva străzi mai încolo. Bă, vă dați seama că dacă ne prindeau, ajungeam la știri? Te îngură, la știri te gândești doar. Dacă ne prindeau, cea mai mare problemă era să nu scăpăm săpunul în duș, după ce eram acuzați de furt. Am mai stat acolo câteva minute ca să ne asigurăm că nu vine poliția după noi și ne-am pus din nou în drum spre scutere. Băieți, este o problemă. Ce, din nou vine poliția? Nu, doar că eu nu mai am lentile și nu reușesc să conduc. Eu și cu Nicu nu avem cu ce să ajungem acasă. Și ce credeți că am făcut? Păi lucrul cel mai logic, am chemat un taxi și am mers acasă în siguranță. Hei, da, ce aveți? Voi chiar credeți că am chemat un taxi? Am mers în 4 persoane pe un scuter până acasă. Siguranța în momentul acela era direct proporțională cu cantitatea de păr a lui Andrew Tate, adică 0. Deci, dacă voi încă vă îndoiți de abilitățile mele de cioritor profesionist, eu zic să vă gândiți foarte bine. Dar totuși, cel mai bine pentru voi este să intrați la mine pe profil și să-mi dați subscribe și să vă uitați la toate videoclipurile mele. Aveți link-ul în descriere sau în primul comentariu fixat.